Jurnalistul Dan Taloi a organizat o conferință de presă la care au luat parte aproape toți reprezentanții mass media din Mehedinți. El a ținut să aducă la cunoștința tuturor celor prezenți faptul că fostul său angajator, un post local de televiziune, nu și-a respectat obligațiile legale și, în consecință, nu i-a achitat salariul pe ultimele luni. Am acceptat un salariu care este în cuant mult mai mic decât cel minim pe economie, a fost vina mea, dar acest salariu nu l-am primit nici eu, nici colegii mei de foarte multe luni. Sau dacă îl primeam în rate, odată la 3 săptămâni, la o lună și jumătate. Fiecare trebuie avem probleme. Avem familie, avem rate, avem obligații să ne plătim curentul. Mie mi-au tăiat curentul, m-au debranșat că n-am primit salariul la timp, l-am primit după o lună și jumătate. Eu cred că mi-am făcut datoria 15 luni, peste 400 de emisiuni realizate și drept răsplată am spus, tratat ca și cum aș fi venind de pe stradă să cerșesc salariul pe care l-am muncit. Eu ultimul salariu l-am luat în luna iulie, luna august, pentru luna iulie, 200 de lei. 2 milioane. Mai mult, Dan Taloi susține că în perioada în care a lucrat pentru postul respectiv de televiziune, ar fi muncit fără a avea încheiate forme legale. Am constatat după 15 luni că eu sunt un hoț. Am participat la o mare hoție. Am constatat abia acum că 15 luni am lucrat fără carte de muncă, fără contract de colaborare. Am pierdut un an și jumătate ca vechime. Problema jurnalistului Dan Taloi nu i-a lăsat indiferenți pe oamenii de presă din Mehedinți. Scriitorul Victor Rusu, care în același timp este membru PSD, susține că a încercat să rezolve această situație, dar fără succes. Mă doare imens ce se întâmplă, cu atât mai mult cu cât eu, cu câteva zile în urmă, l-am prevenit pe patronul televiziunii că domnul Taloi a devenit un caz. Cazul a ajuns și la urechile reprezentanților Inspectoratului Teritorial de Muncă. Urmează să efectueze un control la această societate, iar rezultatele controlului, respectiv sancțiunile, dacă este cazul, vor fi anunțate printr-o conferință de presă. Reprezentantul postului de televiziune implicat în scandal, Adrian Bidilici, a refuzat să comenteze acuzațiile.